mano, minha esposa. E sim. Mai am avut examen, adică proba practică, oraș, la categoria B. Am început traseul de acolo, de la Camera Ocher, ne-am pornit, tot normal, adică mă, traseul. Am la urmă, adică... Da, fiindcă mi se și instructorul s-a prezentat, ne-am prezentat acolo, eu eram a doilea băieț care m-a la volan. Adică ne-am pornit de acolo. Am luat-o la stânga pe grădina Botanici. Sargetuza, mers, Dacia, depinde, pendenței, cu zvodă, adică am avut un traseu destul de complicat, vă spun. Era de orele 3 ceva, 4, cam era și aglomerație. Când am la urmă, pune examinatorul, adică parchează pe dreapta unde trebuie. Mă parchez pe dreapta, adică îmi dă foaia și ea 4, adică unii greșele și îmi spune că n-am făcut, nu? Că mă auzi, bun, hai să vedem și am încălcat, adică dacă chiar n-am făcut, puneam greșit. Deci asta eu nu sunt dreptul bun, adică uite, a făcut tot ce scris. Bun, dar eu adică știu cum merg, nu știu cum m-aș spăla automat, că eu sunt crezut în asta. Mă uit în foaie și adică erau. Mi-au pus 7 puncte la viteză. În ce sens? Ai depășit? Da, am Ai mers depășit prea 30 de repede viteză prin acolo. oraș. Acolo știu și am greșit, că era lucru în reparație, drumul reparație, și că tare drumul reparație 30 de ore. Și m-am trecut în pietonul regulamentar strada, m-am oprit și n-am văzut indicatorul și l-am scăpat de vedere, că era drumul reparație și alături era indicator 20 pe oră. Și hai, acolo bun, nu e problemă. Și tot nu mi-a spus el, adică unde am încălcat prin viteză, dar așa am eu Ai patru dedus. care am mers, singur de asta ne-am încălcat. Mai departe, acolo am scris 3 puncte de semnalizare, adică că n-am folosit corect semnalizatorul de direcție. Iarăși, nu știu, de unde eu luat la cap și nu așa. Mai bun. Mi-a fost, tot nu mi-a justificat, adică l-am rugat, adică spune-mi unde l-am fost incorrect, adică până la urmă, dacă îmi faci, îmi pui greșeli, adică știi și unde. E bun, asta s-a pus, mergem mai departe. 3 puncte mi-a pus, adică că eu nu folosesc cheie de viteză corect. Adică tot iar corect. Nu pot să-mi justific, știam de ieri, nu, nu pot să corect, o pun pe a întâi, o pun pe a doua, mă punesc pe a doua, sau în loc să pun pe a întâi, o pun pe a treia, așa, adică, nu mi-a justificat. Când la urmă, uite, o faci, mi-a pus 2 puncte de penalități, că într-un fel că am bruscat mașina. Și mă aud, eu știu pornirea, că stăm așa, am experiență foarte mare, adică am condus, mai la școală altă, adică n-am întrebat. Și o întreb, adică când am avut asta, bruscarea asta, că multe bruscări se fac la pornire și hai și la oprire acolo, dacă nu ești deprins, adică la oprire. Păi că nu, în timpul mersului. Bun, cum adică la pornire, la rampă, la dealuri, adică, tot normal, dar în timpul meu, adică am zis mașina, știi că mi-a pus 2 puncte în nazare. Mai departe, am fost nu de acord. Și am zis, adică bun, dacă chiar și aveți inițiativa asta, era un moment, dacă chiar ai vrut să mă prevăd, dar fă-o frumos, adică știți cum... Și eu văd astea 2 puncte la urmă, că eu stau în mașină și văd când deschide pagina, știi... Semnal. Terminat bani. Bărbate. Acum te văd, știu. Scuzați, la mine ceva s-a întrerupt. A, înțeles, te-o sunat, știu. Deci, până la urmă, ai picat primul examen și ai contestat. Da. Și dau la conte. Am o idee care. Chem mă tu, adică eu am cerut la dânsul să nu știu și eu zic că el nu e în drept, adică el dacă vrea poți să-i spui, dacă vrea poți să-i spui, adică unde am încălcat și unde n-am încălcat. Zic că e bun, ne zic, nu mă mai spune scătură, mă că eram enervat. Mă duc mai departe, am la instituție. Acolo am scris cerere ca să dau iarăși la data contestare și adică unii, o persoană ca director, cred că era acolo, s-o plăcut mine și că înțelegi că dacă aș da la contestare, ai simt vreo 2-3 luni pe drumuri, dar mai gine mai aștept, am 10 zile, aș da iar la urgență, adică poate aș da la a doua, a treia.
Da, ok, zic, nu e o problemă, zic, eu poți da o 10 ori dacă ar fi gratis toate lucrurile astea, dar eu am asta urgent, adică s-a chitat 6 ori, până la urmă cât îți zic cât de bani. Și se ne răspunde, dar ce vrei din prima să dai? Ce vrei din prima să dai? Eu omul și lămurez, chiar că uite, zic, uitați la teorie. Într-adevăr, nu m-am pregătit loc la teorie. Zic, 2 ore am fost, într-adevăr, nu eram pregătit, adică de teorie. Zic, l-am prăvărit, poate simplu am fost, încă eram mai stat. Că 3 ore, dacă îmi vezi bine, zic că am nepregătit și am avut o greșeală din 24 întrebări. Și așa și fix la examen practic, zic că eu am nepregătit, am venit. Nu import din prima sau din a doua, dar dacă adică eu merg foarte ok, adică n-am încercat trecem la pietoni, adică n-am calcat prin ea dublă. Adică fel de manevre, chiar și întoarcerea care am făcut, am făcut din prima, în timpul pus. Și cam asta e situația, adică... Și până la urmă ai luat pierdut. Am dat o lună ceva, adică de când n-am niciun apel, că i-am lăsat, adică e lăsat, adică am lăsat o lună ceva, să văd care-i situația. Eu după cât citisem acolo în site-ul lor oficial, adică de curs de 3 zile, ei trebuie să dă la cererea stau la 12 loc, analizat și mai departe merg mai sus la care e ocupă de treaba asta, care contestarea. Și adică e un incident, lună, da? Și un incident neplăcut, adică pentru mine. Nu e problema și e că nu își dau și la 2, și la 3, și la 4 oară dau, adică, da, dar pur și simplu tachet bani să achet pentru asta și că mă gândim, adică, deci mă gândim că pot ei să fac așa lucru. Că mă uitam tot internet, băieță, deși eu... Adică ai să ieși interesul, că să te duci mai des, plătești mai mult la buget. Da, dar eu, sincer, eu așa tare m-am supărat pe m-am nervat, că eu m-am dus și mulți vedem care ceva, e că acolo se pravale ca să facă, dar cum mai este, voi nu puteți merge, nu aveți idei de măs, nu, dacă vreau să mă mint. Și aș spune că un contraseu chiar destul de complicat, adică vreo 3 pietoni au trecut cu strada regulamentar, multe de astea am avut, adică și tot normal, adică și mai tare m-am supărat ca asta, zic, bun, dacă vrei să o faci, adică să mă piși, măcar fă-o frumos, știți cum, adică și-au avut posibilități că eu când, de exemplu, când intersecție, când, de exemplu, mă cobor undeva ale pe Independență și trebuie să o iau pe Dacia la stânga. Automat, când nu trebuie să intru prima bandă, adică eu intru pe a doua bandă. Prima era trolebuzul și eram cu mașină, făcut timp sunt, adică de mod normal trebuie să aștept, să duc mașina trolebuzul, după asta sunt prima bandă. Măcar dacă o faci, fă-o frumos, știți cum punctele astea am dat. Așa mi-am pus niște puncte din cap, adică cum, așa spunești, cum a vrut ea. Și mai tare m-a spărat faptul că nu l-a justificat, adică bun, hai, mi-ai pus, măcar justifică, adică de ce așa mi-ai pus, ce așa? Eu nu cred că ei nu s-a obligat. Nu i-a plăcut cum ai condus și de-am nu s-a mai obosit să găsească și motivele. Încă motiv cu ăștia cu viteză, că tot eu și l-am dat, că nici n-am știut. Tot eu i-am spus și unde, adică... Și la urmă zic, apă da, acolo. Hai că e bun, dacă da, acolo. Bravo. El nici măcar nu era atent la ce face aia. Eu, de exemplu, am practică, am foarte mare practică în condus, adică și ține de asta, nu mă tem și nici emoții n-am avut, vă spun, adică mă gândim că să am emoții pe la examen. Ai fost de multe ori la... La școală auto am avut 40 de ore, adică foarte mult practică acolo, la UTM am învățat și... Am avut la o școală și la UTM am vreo 20-30 de ore, la UTM am luat acolo la niște profesori și vă spun că tare bune, adică prin oraș tare multe ore practică am făcut. Intersecții, semafoare, adică așa mai departe. N-am o treabă cu dânsul băieți, foarte bravo. Și fost la asta și nu mă temem, adică frica asta de mers prin oraș și mi-a spus, adică... Bun, calma. Și acum mediatizarea asta ce speri? Să contribuie la rezolvarea problemei sau din contră să te pici și a doua oară? O să mă pici și a doua și a treia oară, adică eu vreau să vină ei cu reacții. Și mai tare, vreau să vină ca agenția servicii publice să vină cu reacții la toate astea. Să fie transparent și... Chiar aș dori să examinezi contestația acum o lună și nicio reacție. Da, și asta, adică nu mi-arde mult la gătări, Michel, mă rog, dar aș dori chiar să apară în mediul online, să apară video, cum să ținem examenul, adică, da? Cum să ținem examenul și să-mi arăt, adică, cum am picat eu, adică, să-mi justific, adică, n-ar fi o problemă. Până la urmă, urmă bun, dacă tu mi-ai pus punctul, și el mi-l justifice, adică, deși am, unde am calcat și cum am calcat, corect, așa îi primești, nu? Există și înregistrare video, se filmează? Eu am înțeles că filmează mașina, mă gândesc că altceva, văd că a trecut o lună și ceva, eu nu știu cât se ține, adică video-urile și ele cât se registrează, mă gândesc că am așa treacă o lună, două,
și ea să-mi spui, uite care e situația, înțelegi că video la noi se păstrează, de exemplu, două săptămâni sau o lună de zile și ați zic că informația ta s-a pierdut. Dar contestarea da, mai... imediat, nu? Da, eu vedeți că am dat la contestare imediat am dat, adică în primele ore am dat la contestare. Pentru că atunci încă erau femei în spatele meu, care e ultima trebuie să dăie. Și eu zic, eu haina din bagaj și sunt la mine așa lucrurile, zic, ai dat? Și nu, n-am dat, dar la mine mirat, cum n-ai dat? Zic, e ca așa, o zic, n-am dat. Și cum, dacă eu mă spune, mă, tu știu, n-ai dat? Zic, nu, n-am dat. Îți dai seama că nici ea nu a dat, cred că dacă era mai stresat. Eu nu-i spus, dacă ești așa, nu-i spus, dacă n-ai dat tu, zic, eu niciodată n-am să dat. Și nu a stat mult, cu mașina am venit vreo 7 minute, eu am ajuns la dâns la agenția de publice acolo la Mărăuș și vreo 70 minute de mașina și care am sunat pe examen. Bun, după ce publicăm interviul ăsta, poate auzim și alte impresii de acolo. Tu vrei permisul, dar nu vreau permisul, ne-l dai cum mână, că am picat, nu vreau permisul, adică eu vreau să văd dreptatea care, eu nu vreau să-l permis să dai un CV, am să ne duci permis și gata, eu am permis. Nu, eu nu spre asta bat, adică și e cum lucrat, cum se lucrează, adică eu nu zic, poate sunt și oameni care lucrează după lege, adică după protocolul lor în care le-au ei acolo interne, cred că sunt care lucrează normal, dar sunt, eu nu știu care e sensul, adică să mă pise. Și mai ales că nu se dă mită, nu se dă lucruri de steamă, adică treaba lor, n-am propus. Dar nu înțeleg care e sensul, dar tu... Poate asta aștepta să propui ceva. Nu cred să-i propui ceva, să aștepti, vedeți că acolo, mă rog, cred că omul și ăla are vreo un salariu de cât normal și cred că nu trebuie să luie și 1000-2000 lei să piardă lucru și cât mai are familie și mai are un apartament din pericul meu. Dar asta e treaba lor, că nici n-am văzut de propun mită. O simplu încât mă gândeam zic care e situația cu picatul ăstea, dar în urmă m-am gândit, zic eu mă duc la urgență. Dar de place așa și mă gândeam ca să mă pici, eu am dat teoria, am dat-o de 3 ori la urgență am dat-o. Și cam mă gândim în dimineața, zic, să n-apar variante de astea, zic, o văd că 3 ore a fost teorie, zic, azi mai vii pățanul vreo 3-4 ore, mai vii și la practică, adică dacă trebuie teoria, practica, timpul ăla să vii să dăi. La urgență, ca 300 de lei, 4 ore, 1200, și banii ăștia se duc în buget. Dar mai departe din buget, cred că dar mult ușor știu care e situația cu bugetul multor întreprindere, adică multor instituții, cum se gestionează. Și acolo, adică, sunt sute de persoane, pentru nu numai, adică mii sunt. Sper să contribui mediatizarea la rezolvarea problemei tale și a altora, că mult suferă. Că nu vreau să ne duc ei permis, ne-l dă în mână, nu. Ca să vă spun așa, că între noi nu vreau să fie asta ultima secvență, nu știu cât de înregistrată, adică a spus.